În urmă cu aproximativ 5 luni am cunoscut-o pe Lavinia, fetița cu ochi senini care, în ciuda necazurilor care s-au abătut asupra ei și a familiei sale, reușește în fiecare zi să zâmbească, să fie plină de viață. Lavinia a trecut printr-o traumă greu de imaginat. În mai, anul trecut, mama sa a încetat din viață într-un mod straniu. Potrivit medicilor, femeia s-ar fi intoxicat cu substanțe toxice neidentificate. O dramă greu de depășit pentru un suflet atât de mic. Singurul sprijin care a rămas acum Laviniei este sora ei vitregă, Adina. Într-o casă mică și dărăpânată trăiesc 8 suflete înghesuite în 3 camere. Reportajul difuzat de Regio TV Transilvania în cadrul campaniei Copii pentru Copii a sensibilizat publicul, dovadă stă faptul că mulți sălăjeni cu suflet mare au ajutat-o pe Lavinia și vor să o ajute în continuare. După mai bine de 5 luni de la difuzarea materialului, mai mulți elevi de la Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din cehul Silvaniei au pus mână de la mână, i-au făcut o vizită fetiței și i-au adus jucării, hăinuțe, dar și o sumă de bani. La strângerea darurilor au contribuit și câțiva elevi de la Liceul Tehnologic Ioan Osian din Șibleu, Silvaniei. Ajunși acasă la Lavinia, micuța ne-a întâmpinat cu același zâmbet sensibil și inocent. Știa că venim, așa că și-a rugat sora să nu o ducă la grădiniță pentru a fi acasă în momentul în care ajung musafirii. Eram bucuroasă. Chiar îi spuneam lui Lavinia că o să vină niște copii și îmi zicea: nu vreau să mă duc mâine la grădi, vreau să fiu acasă, să vină Ramona cu copii. Zic, uite, bine, atunci te las acasă. Fericirea de pe chipul Laviniei și zâmbetul ei nevinovat au fost cea mai mare răsplată pe care o puteau primi elevii din cehul Silvaniei.